Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție de Sportul Special. Iată, ne ajungem și astăzi, luni 19 septembrie. Începem o nouă săptămână cu foarte multe evenimente din sport. S-au jucat în weekend extrem de multe partide, meciuri care s-au desfășurat în cadrul etapelor din campionatele naționale. Am avut Liga 3, Liga 4, meciuri tari, extrem de interesante, care au atras atenția tuturor iubitorilor de sport. Am avut și celelalte sporturi de sală care au început în acest weekend. Cu primele jocuri am avut basket, BC Telorman Alexandria a debutat oficial în noul sezon, de asemenea Handball Club Telorman Alexandria a jucat și ea primul meci în deplasare la Călăraș în divizia de handbal masculin. Astăzi vom începe o nouă săptămână și l-am invitat în studio pe Iulian Drăgnescu, un suporter, un împătimit al sportului și în speță al fotbalului, pentru că am avut foarte multe meciuri, am decis să vorbim cu suporterii despre fotbal, pentru că în general, sporturile se joacă pentru public și generează foarte mult spectacol. Bună seara, bine ai venit la Sportul Special. Bună seara la noastră și toți privitorii postului Media Sud. Haideți să începem cum începeam noi odinioară, pentru că am ajuns la ediția cu numărul 22, așadar s-au scurs 21, acum facem ediția cu numărul 22 a emisiunii Sportul Special și cum făceam în primăvară, un scurt istoric al invitatului. Dumneavoastră țineți cu Universitatea Craiova, din câte am înțeles, de la 6 ani. Dați-ne mai multe detalii, pentru că e o dragoste de viață pentru o echipă care acum, iată, din păcate, nu mai este. Nu mai există, da. Da, este foarte adevărat. De mic copil pot să spun că Universitatea Craiova m-am atașat de această echipă, pentru că publicul minunat din acea zonă, cu fotbaliștii care la vremea respectivă existau și din păcate acum nu mai sunt, în speță Silviu Lung, Negrilă, Tilihoi, Ungureanu, Țicleanu, Ștefănescu, Balaci, de fapt generația de excepție pe care acea zonă la vremea respectivă a dat-o. Și copil fiind, tata m-a luat și m-a dus la Craiova, așa cum vă spuneam, pe stadionul 2 de lângă fostul central, unde la acea vreme echipa își desfășurau antrenamentele, văzându-i pe Silviu Lung, așa cum vă spuneam, marele blond al Craiovei, Balaci, ceva m-a atras și așa am rămas cu... Deci a fost dragoste la prima vedere, practic. Exact, exact. Da, ați enumerat puțin mai devreme câteva nume care au intrat definitiv în istoria fotbalului românesc. Cine v-a plăcut cel mai mult sau care a fost idolul dumneavoastră din totdeauna? Este adevărat că Balaci este de departe un mit al fotbalului românesc, dar pentru mine jucătorul care m-a făcut să mă atașez față de această echipă este Țicleanu. Așa cum îi spuneau colegii Chiose, prin jocul, prin dăruirea totală pe care o aveam în teren, m-a făcut să-mi fie mai aproape. Ce v-a impresionat cel mai mult la această echipă? Istoria, jocul, atmosfera, stadionul de atunci, performanțele, pentru că au fost câteva performanțe extraordinare realizate de Universitatea la momentul respectiv, înainte de Revoluție. Este adevărat că foarte multe nu cunoșteam despre fotbal, așa cum vă spuneam, la o vârstă atât de fragedă, dar acei jucători minunați prin tot ceea ce făceau în teren, în mod special, dar și minunatul public care de fiecare dată la orice meci umplea stadionul până la refuz și plus că rămâneau și pe lângă stadion, pe lângă fostul central, încă 50.000 de spectatori care, vorba aceea, cred că spune multe. Ați fost la multe meciuri, cam câte ați sau câte numărați pe Ion Oblemenco pe stadionul acela? E adevărat. O cifră aproximativă, dacă puteți să vedeți. Am văzut foarte multe meciuri, cel puțin în ultima perioadă, meciurile cu granzii Bucureștiului, așa numiții granzii Bucureștiului, le-am văzut și le-am trăit pe stadion. Sunt foarte multe, mi-e greu să dau o cifră acum.
Ce meci v-a lăsat așa o impresie sau ce partidă v-a marcat foarte mult sau vă face acum să vă gândiți cu plăcere la momentul respectiv? Mi-e foarte greu să precizez. Sunt multe. Pentru că... Să precizez un meci anume, dar unul pe vremea trecutului, pe vremea comunismului, așa cum să știe, în luna octombrie, la o vârstă destul de tânără, la un meci cu Dinamo, pe când la Dinamo era antrenor, mi-aduc aminte, Mircea Lucescu, și avea o generație de excepție cu Stelea în poartă, cu Mihăescu, cu regretatul Mișa Klein, cu Dănuț Lupu, Ioan Ovidiu Sabău. Am ajuns în Craiova la ora 8 dimineața și nu mai găsisem bilete, iar din dorința de a vede meciul și așa, mi-aduc aminte, am dat 400 de lei la vremea respectivă, fiind o sumă destul de mare, dar n-am ținut cont. Și am intrat pe stadion la ora 10. Meciul începea la ora 2, stadionul fiind arhiplin, neîncăpător. Mi-aduc aminte că am stat pe treptele ce urcau sus și fiind Gică Popescu idolul Craiovei la vremea respectivă, mi-a rămas așa în suflet, o amintire vie, pentru că la sfârșitul jocului Universitatea Craiova a câștigat cu 1-0. Mi-aduc aminte, a marcat cel mai scund jucător după teren, Gigi Ciurea, purta tricou cu numărul 5 și cei 30.000 de spectatori au făcut și au creat o atmosferă incendiară, cam rar ce se poate vedea pe stadionele din ziua de astăzi. Revenim acum în prezent, acum câțiva ani Universitatea Craiova a retrogradat pentru prima dată în istoria ei bogată, apoi a revenit, a fost acolo o generație de jucători în frunte cu Florin Costea, Mihai Costea, ajuns și acum astăzi la Steaua, mai fost Prepeliță, Dănănaie, Silviu Lung Junior și lista poate continua cu multe, multe nume. În vara aceasta, Craiova a retrogradat, a fost dezafiliată de către Federația Română de Fotbal. A fost atunci un scandal în care, mă rog, au fost implicate și Politei Mișoara și Gloria Bistrița, au căzut în B, însă la Craiova chiar nu s-a mai putut face nimic. Ce părere aveți despre această situație în care a ajuns fotbalul din Oltenia? Din păcate, această zonă a Olteniei nu mai are o echipă de fotbal titrată, pot să-i spun, așa cum era Universitatea Craiova. Cauzele nu putem să le știm în totalitate, dar părerile sunt împărțite. Dacă ascultăm părerea domnului Mititelu, îi dăm dreptate. Dacă ascultăm părerea ligii prin vocea domnului Mitică Dragomir, dăm dreptate celelalte părți. Cert este că Universitatea de Craiova în momentul de față este dezafiliată și deci nu există. Fotbalul, din păcate, este mai sărac pentru fără Universitatea Craiova, iar cauzele, așa cum v-am spus, sunt undeva la mijloc. Ce să spunem? Cred că domnul Mititelu, prin tot ce a ieșit în presa centrală, la televiziuni, după ultima apariție, are cumva dreptate. Dar să așteptăm decizia comisiilor, decizia ligii și să vedem. Nu poate fi el considerat principalul vinovat, ca să spun așa, pentru situația de acum a fotbalului din Craiova? E omul cu bani, el a fost cu gura mare. Mi-e greu să cred că Adrian Mititelu este singurul vinovat în tot ceea ce s-a întâmplat la Craiova, dar așa cum v-am spus, Universitatea Craiova nu există în momentul de față și fotbalul la nivelul legii naționale este mai sărac fără Universitatea Craiova. Și discuțiile pe care le-am purtat și înainte de emisiune și când ne-am mai văzut în dățile precedente, spuneați că ați vorbit cu câțiva jucători ai Craiovei, câțiva fost jucători ai Craiovei. Ei ce spuneau de situația în care se afla? Mă rog, nu era la momentul respectiv dezafiliată, dar da, oricum era. Da, este adevărat. Am o parte din foștii jucători ai Craiovei care sunt prieteni datorită faptului că, așa cum v-am spus, mergeam regulat la Craiova, dar
le pare rău și sunt datori să încerce mai departe, de moment ce Universitatea Craiova nu există. Vă dați seama că jucători crescuți de la copii și junior, de la toate grupele, au parcurs toate etapele și au dorit să îmbrace tricoul al albastru. Dar, din păcate, dacă s-a ajuns la această situație, nu sunt de condamnat, dar ce pot să spun mai mult? Ați fost și sunteți încă prezent mai pe la toate evenimentele sportive și în general și în special la meciurile de fotbal care se joacă și pe terenul din județ în Liga 4, dar și în Liga 3, acum pe stadionul municipal din Alexandria, când FCM își dispută meciurile acasă. Ce părere aveți despre fotbalul din Alexandria? Da, este foarte adevărat că, vedeți, având microbul ăsta al sportului rege, merg și la meciurile echipei locale din comună și la Alexandria. Ce pot să spun? La Alexandria, cel puțin campionatul ăsta, prin noile achiziții, mi-au lăsat o impresie foarte bună. Am urmărit jocul de alaltă ieri cu Domnești, în care echipa a practicat un joc foarte bun. Având un jucător de excepție în persoana lui Dan Voicilă, care cred că nu mai are nevoie de nicio prezentare. Ce părere aveți în general despre meciurile pe care le-a jucat Alexandria sezonul trecut și le joacă acum? Sunt deja acum 3 jocuri pe care echipa lui Alexandru Gheorghe, să spunem, le-a jucat deja pe teren propriu. Ce schimbări sunt acum în acest sezon față de sezonul precedent? În joc, mă refer. Jocul, să știți că mi-a lăsat o impresie foarte bună față de campionatul trecut, așa cum spunea și dumneavoastră. Prin noile achiziții care au venit, se dăruiesc mai mult, combină mai mult. Așa cum vă spuneam, Dan Voicilă este un coordonator de joc care nu are nevoie de nicio prezentare. Jocul ne dă speranțe pentru a nu mai trăi aceleași momente până la final. Trăim cu speranța să scăpăm de retrogradare și cu grijă. Tot așa, cu grijă. Ce impresie v-au făcut cele 3 achiziții de la turnul? Mă refer aici la Valentin Cărăușu, Teodor Munga la mijloc, care a și dat golul cu Domneștiul, și în atac Georgian Stanciu. O impresie foarte bună. Dar să așteptăm. Se vede un plus în jocul echipei, pentru că dacă nu mă înșel, n-am făcut exact o statistică, dar ultimele goluri ale echipei în Liga 3 au fost marcate numai de acești doi jucători, Muga și de Stanciu. Nu cred că este important cine marchează. Important este ca echipa să vină cu un plus, să vină cu un joc combinativ, cu lucruri bune pentru a câștiga meciul. Din punctul meu de vedere. Când mergeți pe stadioane, ce urmăriți de fapt și în general la jocul echipei favorite? Urmăriți rezultatul sau preferați spectacolul în detrimentul unui rezultat bun? Este adevărat că rezultatul contează cel mai mult la finalul partidei, dar în mod special să vedem un joc bun. Ce părere aveți despre antrenorii care sacrifică așa zisul spectacol sau, mă rog, jocul bun, combinativ, în detrimentul rezultatului și al, până la urmă, trofeelor, pentru că așa se... Vedeți dumneavoastră ce se întâmplă. Așa cum spuneam, rezultatul contează. E normal ca fie ce antrenor să-și urmărească interesul. Adică, având rezultate și el există mai mult la echipă. Pierzând jocuri și jucând frumos combinativ cu ocazii ratate și un joc combinativ, automat că rezultatul nu e de partea ta. Dar, totuși, din punctul meu de vedere, rezultatul contează. Despre Dunărea Turistului Măgurele, ați văzut frumos în acest sezon? Din păcate n-am fost la Turnul Măgurele să văd meciul cu FCM Alexandria, dar ce am urmărit la dumneavoastră pe post, mi-au lăsat o impresie foarte bună, o echipă tânără, o echipă dornică de promovare, o echipă care își dorește acest lucru. Dar să așteptăm să mai parcurgem câteva etape din nou sezon și... Așa, numai timpul ne poate spune, pentru că a venit acum în etapa 5-a, da. Liga 3-a, o prima fântire. E prea de vreme ca să ne pronunțăm în... Exact. Avem fotbal
cel mai înalt la nivel de Liga 3, cu o echipă care se bate sau, mă rog, își propune să se salveze de la retrogradare. Mă refer aici la FCM Alexandra și cu o echipă care totuși încearcă să promoveze în Liga 2, deși va fi foarte greu pentru că Buftea reprezintă o concurență serioasă. De ce credeți că s-a ajuns cu fotbalul în Telorman la nivelul acesta? Destul de jos, spun eu. Pentru că sunt totuși județe care au cel puțin o echipă de Liga 2. Este adevărat, cauzele nu le cunosc, că nu sunt în... Așa, ca suporter. Ca suporter. Mă dau seama, ca suporter îmi doresc enorm de mult ca o echipă din Telorman să promoveze în eșalonul superior, cum am avut de altfel de-a lungul timpului echipă în divizia B. Și ne vizitau și pe noi echipe de calibru, și mă refer aici cum Politehnica Iași, Chindia Târgoviște, cu jucători exponențiali care au trecut pe la echipe de divizia. Cauza... Da, poate sunt multiple. Și acum a ajuns să ne viziteze Chindia sezonul trecut și să bată pe aici cu 3-0 sau nu mai știu că exact. Da, mi-aduc perfect aminte că am fost la meci. A fost și Ion Crăciunescu la meci. Da. Și au mai venit Țiți Dumitriu cu Clinceni. Da, Laiu Stădumăreanu cu Mihăilești, au fost și Bobby Verde și la Chindia sezonul trecut. Da. Păi și acum, vineri a fost... Vali Bădoi, exact. Vali Bădoi, jucător telormănean care a făcut carieră la Rapid, s-a perindat și pe la alte cluburi. Steaua, Brașov, da, a fost peste tot. Și, din păcate, și la Craiova a fost, cu toate că n-a avut... Așa este. Ce părere aveți despre rezultatele înregistrate acum în etapa 5-a și cu această ocazie rog și regia să ne acorde graficul cu numărul 1 în care vom avea prezentate rezultatele înregistrate în etapa 5-a din Liga 3. Iată, FCM Alexandria egal cu Vitrolul Domnești, a marcat Moga în minutul 20 și Filipești de Pădure a învins, spun eu, surprizător pe Dunărea Turist Turnul Măgurele, pentru că echipa lui Cornel Nica era favorită. Însă Filipeștiul, iată că face a doua victimă din Telorman după ce acum vreo două etape a bătut pe Alexandria cu 3-1. Deci nu prea avem succes pe terenul Filipeștiului. Alexandria cu Domnești a fost un meci frumos, un meci cursiv, un meci cu multe ocazii la o poartă și la cealaltă, dar din păcate rezultatul n-a fost de partea noastră, am ratat o sumă de ocazii. Ce pot să spun? Până la urmă, un rezultat echitabil în care de suferită are echipa din Alexandria. Da, pentru că au condus cu 1-0 și au mai avut și câteva ocazii, dar din păcate dacă nu le fructifici, jocul te pedepsește. Am mai văzut un rezultat interesant, Buftea a făcut doar 2-2 la Mihăilești și Buftea este în luptă directă cu Turnul. Da, este foarte adevărat, Buftea fiind o echipă... care își dorește promovarea. Mihăileștiul, i-am văzut și campionatul trecut la Alexandria și campionatul ăsta. Ce, un rezultat care istoria unui meci să scrie cu marcând. Dacă nu marci, nu câștigi. Așa este și nu rămâi în statistici. Complet Ploiești, liderul, spune o surpriză al seriei 3, a învins la Atletic Fieni cu 2-0. Mă rog, Fieni nu este așa o forță, dar totuși Completul prinde echipe mici, câștigă, nu stă așa prea mult la discuție. Din câte cunosc eu, echipa din Ploiești are câțiva jucători care au trecut pe la echipe de divizia. Și mă refer aici la Bogdan Onuț, jucător care a fost la Dinamo, la un moment dat la Iași, la Dinamo a fost și capitan de echipă, dacă nu mă înșel. Ce pot să spun? Vedeți, așa se întâmplă, echipele mici e dorința mai mare de a câștiga cu echipele care se bat la promovare. Și este foarte greu să desfaci jocul, apărarea, ca să câștigi. Și este, rog acum regia să ne acorde și graficul cu numărul 2, să vedem clasamentul Ligii a 3-a la zi după 5 jocuri disputate. Singura echipă fără înfrângere este Complet Ploiești, care are și maximum de puncte 15 la număr. Pe locul 2, Buftea cu 13, un singur egal. Pe 3, cea mai bine clasată echipă telormăneană, Dunărea Turist Turnul Măgurele. Deci în linie 3-1-1 cu 11 goluri marcate, 4 primite și 10 puncte în clasament, la egalitate cu Filipești de Pădure și Rapid de Clejan. Alexandru găsim pe locul 11 cu 5 puncte după 5 etape, două egaluri, două înfrângeri și doar o singură victorie până acum pentru echipa lui Alexandru Gheorghe.
poziția 11-a nu asigură în totalitate de 100% salvarea de la retrogradare. E devreme să vorbim dacă asigură salvarea de la retrogradare, dar eu cred că jocul ne dă speranțe, la Alexandria se dorește ca echipa să crească de la meci la meci. Sunt convins că dacă o victorie afară, echipa își va reveni și moral și psihic. Deci nu e prea devreme să ne pronunțăm în privința salvării de la retrogradare. Dar eu sunt convins că echipa din Alexandria, la cum prezintă în momentul de față, urmărând toate meciurile după teren propriu, deci jocul ne dă speranțe, jucători sunt, așa cum spuneam, noile achiziții s-au integrat destul de bine în echipă și să așteptăm parcursul... Da. Echipei. La turnul lucrurile sunt destul de clare, turnenia obiectiv clar, promovarea. Credeți că vor reuși acest lucru sau că am plătinat după ultimele două etape, Gala Casco Alexandria, apoi înfrângere? Este adevărat, dar așa cum am spus, nu trebuie să ne pripim. Echipa, dacă se va dărui, dacă se va pregăti bine, dacă își dorește cu adevărat promovarea, Totul se poate, așa este, că acolo lupta, iată, se mai încurcă și Buftea. Rog acum regia să ne acorde graficul cu numărul 3. Mergem, este vorba la noi pe aici, pe repede înainte, vedem echipa Alexandriei, pentru că avem foarte multe de discutat. FCM Alexandria a început jocul cu Ion Mirancea, pe linia de fund Țânțăreanu, Cărăușu, Străinu revenit și Ionel Lătea. La mijloc au fost Mămăligeanu, Răzvan Urucu, Teodor Moga și Petre Bădănoi, în atac Stanciu și Dan Voicilă. Practic o singură modificare față de etapa de acum două etape de la turnul, revenirea în linia de fund a lui Claudiu Străinu în locul lui Ovidiu Nicolae. Străinu s-a recuperat după o accidentare suferită în startul sezonului și a revenit în echipa în primul 11. Vedem și antrenorul, este Alexandru Gheorghe, a fost oficial în acte de la meciul cu turnul, pentru că contractul i-a expirat la sfârșitul lunii iunie, echipa a tot întârziat instalarea unui nou antrenor, apoi s-a ajuns în situația în care a fost amendată de către FRF. S-a scăpat de acea amendă, s-a renoit contractul cu Alexandru Gheorghe, roșireanul a revenit pe banca echipei la meciul cu de acasă din ultima etapă cu Vidrou Domnești 1-1. A fost la un stagiu de pregătire, de training la Atletico Madrid. Se spunea că poate ai presionat pe oficialii clubului spaniol numele echipei pe care o antrenează de junior, Atletico Roșiori. Ce pot să spun? Alexandru Gheorghe, din câte îl cunosc, a fost un fotbalist care a fost la nivel înalt. Din câte cunosc, a fost în celebrul meci Dinamo Foresta, în care Foresta a întors rezultatul de la 4-0 în minutul 70. Și ca antrenor, eu cred că la început de carieră e un antrenor tânăr care își dorește să facă performanță. Acum rămâne și... Ce părere aveți de Marian Butea? Pentru că secundul, băiatul care stă mereu, sau a stat mai mereu în spatele principalului Alexandru Gheorghe, el s-a ocupat de echipă în această vară, l-a făcut pregătirea așa cum se poate spune ce pregătire a fost, pentru că a fost o situație incertă, nu știau dacă vor evolua în Liga 3-a. El i-a așezat pe jucători, pentru că sunt ceva schimbări față de sezonul precedent. Iar acum, neavând licență, trebuie să fie din da, secundă. Cunosc pe Marian Botea de când era fotbalist, a trecut și pe la noi, pe la Poroschea. Da. Ce pot să spun? Atâta timp cât îți dorești să antrenezi și să promovezi tineri și să faci performanță, ăsta e un lucru îmbucurător. Acum rămâne ca Alexandru Gheorghe să confirme accesiunea pe drumul pe care a pornit și concluziile ar fi bine să le tragem la final de carieră. Ce viitor îi întrevedeți lui Marian Butea? Pentru că începutul este destul de promițător. A lăsat o impresie plăcută cu echipa Alexandriei în aceste prime patru meciuri, pe care, să spunem, le-a prins ca principal, deși în acte nu a fost. Da, este foarte adevărat, dar totul depinde numai de el.
dacă va fi serios, dacă va demonstra prin prisma jocului, prin rezultate, va avea un viitor frumos. Rog acum regia să ne acorde și graficul cu numărul 4, să vedem caseta tehnică a jocului AFC Filipești de Pădure Dunărea Turist Turnu Măgurele, scor 1-0 pentru echipa Pracoveană. A marcat Răzvan Petcu în minutul 3, a fost un autogol înscris de fundașul central al turnului. A fost cam puțin spectatori răsută, mă rog, datele au fost furnizate de către un prieten jurnalist din Pracova, care de obicei merge la jocurile echipei Filipești de Pădure. Ne ajutăm așa reciproc cu materiale. Acum vom avea imediat pe ecran și echipa de start a Turistului cu Neagu în poartă, pe linia de fund Mușat, Petcu, Ardelanu și Mocanu. La mijloc a jucat cu Cornelica, cu Mihai, Dinu, Alin, Ilin și Florin Radu, iar în atac a început cu Giugiu Mică și Cosmin Mihai. Au fost, notam chiar înainte de emisiunea de vineri, pentru că meciul s-a jucat vineri de la 17, și notam 4 schimbări în echipa de start operate de Cornel Nica, portarul Neagu, fundaș central Ardeleanu, revenirea lui Ilin în linia de mijloc și în atac promovarea, ca să spun așa, lui Giugiu Mică în detrimentul lui Cosma, dacă nu mă înșel. Ce impresie așa vă lasă această echipă cu Alin Ilin, capitan, fost jucător de divizia A? Mai vedem și pe Mindileac, mă rog, scos din primul 11 din cauza greșelii pe care a făcut-o meciul cu Alexandria. Vedeți ce se întâmplă. Antrenorul Cornel Nica cunoaște cel mai bine problema pe echipei și aceste schimbări sper să fie benefice în jocul echipei din turnul Măgurele. E greu să ne cunoscând, nefiind din interiorul echipei de acolo, să cunoaștem mai multe date, dar sper să fie de bun augur aceste schimbări și să le fie de ajutor spre viitor. Să revenim așadar pe ordinea de zi, cum spunem noi aici la Sport Sud Special. Vorbim despre Liga 4, a fost etapa cu numărul 4. Am avut meciuri destul de interesante. A fost acolo, de fapt, în sâmbătă, la 12:30, ora oficială de disputare a jocurilor, un meci care a atras atenția mai multor iubitori ai fotbalului. Am avut acum două etape, practic, Olteni-Frăsinet, acel derby deja consacrat din sezonul trecut, 2-2 a fost, meciul a fost la Media Sud. De asemenea, etapa trecută am avut Sporting Panimai, meci care s-a terminat nedecis 0-0. Ce părere vă face acest rezultat? Pentru că s-au întâlnit cele mai bune două atacuri cu 10 goluri marcate ambele formații și cele mai bune două apărări. Apărările și-au făcut treaba, în schimb atacurile au cam lăsat de dorit pentru că nu s-a marcat niciun gol. Vedeți, când se întâlnesc două echipe cu dorința de a câștiga, se întâmplă să iasă un meci în care, din dorința de a marca, din dorința de a câștiga, iese un meci încălcit, în care spectatorii au suferit prin prisma că nu se marchează. Sigur, a fost un rezultat alb spectaculos, pentru că au fost ocazii ratate de către echipa din Roroșiori și a fost și un penalti ratat de către Panimai Videle în prima repriză, un gol anulat al Roșiorului, reușit de Damo, ca în minutul 47. Din păcate, eu n-am văzut meciul și nu știu cât de spectaculos a fost, dar din ce spuneți dumneavoastră, fiind un meci spectaculos, nu pot să mă pronunț, ne fiind la fața locului, să urmăresc pe jocul. Cred că rezultatul până la urmă este echitabil, echipele și-au dorit să câștige, dar, așa cum spuneam, spectatorii sunt cei care suferă, pentru că golurile au lipsit din acest fac toți banii și starea și piperul fotbalului, cum se spune. Rog acum regia să ne acorde graficele 7, 8 și 9 în cuplaj. Vom vedea caseta tehnică a jocului dintre Sporting Roșior și Panimai Videle. A fost la final 0-0. Vom vedea imediat și pe cine a declarat omul meciului. Vom vedea și brigada de arbitri, toate în caseta tehnică. Graficul cu numărul 7. Așadar,
Îl vom avea imediat, iată, un meciul declarat de către echipa noastră Răzvan Bușcă pentru că a scos un penalti și de vreo câteva etape face meciuri bune și chiar la partida cu Uda Clocociov de acum două etape când Uda s-a impus cu 1-0, Răzvan Bușcă chiar a făcut un meci bun, chiar dacă a luat un gol. Este adevărat, știți cum e, penaltul, din câte se spune, penaltul nu se apără și se ratează. Da, Costel Neacșu, vom vedea imediat niște imagini de la acest meci și cu acel penalti ratat, a tras, eu zic, destul de binișor. Cam la seminălțime, dar... Da, graficul cu numărul 8, acum să vedem echipa de start a roșiorului. Foarte mulți copii, foarte mulți jucători care vin din urmă, vin în spate, generația 94, 93, 92, chiar gen Alexandru Ciofalcă, Ion Sitaru, Marius Ciofalcă, fratele lui Alexandru. Asta face decât să fie benefic fotbalul, da. Și din câte cunosc echipa din Roșiori, au participat la nivel de junior la un turneu pe țară. Juniorii au fost atunci, au ocupat locul 3. Deci locul 3, deci nu aveam ultimii amănunte, dar din câte cunosc... Se cunoaște că la Roșiori se dorește ca fotbalul să redevină ce a fost. Adică și aici mă refer la echipa Rova Roșiori, care cu ani în urmă făcea furor în divizia B. Așa este. Ce părere aveți? Imediat vom vedea pe micile ecrane și graficul cu numărul 9, adică echipa de start a celor din Videla. Pamimaiului, dacă se poate. Florin Cristea și el, portar bun, nu prea l-am... Cred că merita și el acolo omul meciului, prin prisma rezultatului. A avut și el câteva parade foarte frumoase, spectaculoase și benefice, eficiente în același timp. Florin Ciobanu, capitanul echipei, mai vedem jucători care au fost sezonul trecut în componența echipei Petrolul Videle. Vreau să vă întreb ce părere aveți. Petrolul Videle s-a desființat, nu au mai fost fonduri, acum se continuă fotbalul la Videle prin această echipă privată, Pamimai. Vedeți ce se întâmplă, la toate eșalonele totul se învârte în jurul banului. Neavând bani, nu poți să reziști. Cauzele nu le cunosc la nivelul echipei din Videle, dar un lucru este îmbucurător, pentru că fotbalul nu moare la Videle. Din câte mi-amintesc, la nivelul orașului Videle au fost jucători de excepție precum Diculescu, Nistor, care s-au perintat pe la această echipă și la vremea respectivă jucau. Acum cauzele nu le cunosc și important este că echipa din Videle, chiar dacă activează la nivelul diviziei D, este un lucru bun. Da, și sperăm ca pe viitor să redevină în divizia C, acolo unde este locul și... Am văzut în acest început de sezon, atât în Liga 4 cât și în Liga 3, foarte multe meciuri echilibrate, meciuri care s-au jucat pe unghii de cuțit, care s-au terminat în cele din urmă la egalitate. Am avut 2-2 la Zimnice, a fost 2-2 la Olteni-Frăsinet, 2-2 la Turnu Mogurele, 2-2 la Olteni-Frăsinet, iar acum 0-0 Sporting Pamimai. Rog acum regia să ne acorde și videoul 1. Acel filmuleț în care am prezentat câteva faze din meciul de seniori de Liga 4 a Sporting Roșiori Pamimai Videle 0-0. Vom vedea imediat câteva faze și vom comenta pe ele. Iată imagini de la încălzire cu echipa gazdă, echipa Sportingului. Dan Mocanu se cam duce pe unde este și Dumitru Paciurea, pentru că este copilul lui de suflet, așa cum spunea și antrenorul care a fost vineri aici la Sportul Special, echipa Pamimaiului. Antrenată de Florin Chiru, care în trecut a fost și pe, mă rog, jucător, antrenor la Petrolul Videle. Momentele de înaintea startului și tragerea la sorți. Centralul partidei a fost Florin Ochea din Turnul Mogurele, un antrenor de Liga 3, destul de bun, spun eu. În schimb, arbitrajul a creat unele probleme, vom vedea despre ce este vorba, pentru că avem și câteva declarații pregătite, după câteva reacții după acest mic filmuleț. Iată aici penaltiul, Costel Neacșu se pregătește să execute
Din păcate nu avem faza penaltului din care s-a produs penaltul, dar este adevărat că portarul a scos, dar ce să vedem, asta este. Penaltul, așa cum vă spuneam, din câte se spune, se ratează, nu s-a apărat. Deci Costel Neacșu a ratat penaltul, ca să înțeleg. Că, mă rog, așa, ceva de genul acesta am spus și noi în comentariul al meciului care va fi marți la știrile din Sport Media Sud la 20:20. Deci portarul s-a dus pe minge, dar... Noi am spus ori Costel Neacșu a ratat, ori Bușca a apărat, acum depinde. Da. Mă rog acum regia să ne acorde și celălalt filmuleț pregătit pentru această emisiune, al doilea și ultimul de astăzi, în care avem prezentate câteva faze de la jocul de juniori. Pentru că am ajuns puțin mai devreme la meci, am zis că ar fi interesant să prezentăm și evoluția juniorilor. Au fost 3-2 la final pentru echipa din Roșiori. Scorul a fost, evoluția scorului a fost interesantă. Roșiori a deschis scorul în prim minutul 30, dacă nu mă înșel. În repriza a doua, Paimaiul a întors rezultatul în vreo 15, nu, a început repriza a doua cu gol 1-1, apoi minutul 75, 2-1 a fost și în cele din urmă a întors Roșiorul în doar 10 minute. Este o ocazie ratată acum de către atacanții, de către un atacant al celor din Videle. Vom vedea și un gol reușit de către Paimai, aceasta cred că este faza. Iată ce simplu se joacă și ce simplu joacă juniorii. Da, este adevărat. Toți am fost copii și toți poate am trecut pe la diverse echipe la juniori. Dorința este mare pentru fotbal, dar din păcate, așa cum foarte puțini ajung să promoveze la echipa mare de seniori și de ce nu să meargă mai departe. Talentele să pierd pe parcurs. Așa este. Anul trecut în campionatul în Liga 4 dedicată juniorilor am avut o luptă în doi între CSS Alexandria și Sporting Roșiori, dusă chiar până în ultima etapă. În anul trecut au defilat cele două echipe, erau scoruri astronomice de la 10 în sus, se dădeau golurile pe meci. În acest început însă s-au cam schimbat generațiile și acei jucători, unii au făcut pasul spre echipa mare, alții s-au pierdut pe drum, așa cum spunea și dumneavoastră. În acest sezon nu prea mai avem, sau mă rog, Sportingul, dacă este să confirmă cu greutate, pentru că s-a chinuit realmente cu Paimai să câștige cele 3 puncte. A, nu trebuie să judecăm după un singur meci. Startul de sezon. Da, poate, da. Putem spune și așa ceva, dar un lucru îmbucurător este pentru că făcând pasul de la junior la senior, este foarte greu să te integrezi în echipă, să faci față cerințelor care se joacă la acest nivel. Că una este să joci la junior și alta este să joci la seniori. Așa este, dar ce părere aveți pentru că echipa Sportingului are în componența sa foarte mulți jucători care anul trecut jucau la juniori, acum au făcut pasul spre echipa mare. Este un proiect destul de interesant la Roșiori care, spun eu, cred că va da roade tocmai din sezonul viitor. Cel mai bătrân jucător era, chiar vorbeam cu domnul Paciurea, după meci era Dan Mucanu, el este Dan Mucanu, 23 de ani. Da, așa cum vă spuneam, am urmărit toate jocurile echipei din Sporting Roșiori la nivel de juniori campionatul trecut și așa cum spuneați că au ocupat locul 3 pe țară. Nu poate decât să ne bucure și să fie de bun augur pentru echipa din Roșiori, că din câte cunosc și mi-aduc aminte cu plăcere la un meci în care fostul mare jucător al Alexandriei, Florea Voicilă, a revenit de la Râmnicu Vâlcea la Rova. Copil eram, am venit să-l văd la Alexandria venind cu echipa din Roșiori. Deci acolo fotbalul trăiește și asta nu trebuie decât să ne bucure. Înainte să vedem rezultatele înregistrate în etapa a patra, Liga a patra, rog regia să ne acorde și două interviuri, să le vedem totuși pe rând. Au dat declarații după acest Sporting Paimai 0-0, Viorel Nicolescu, care s-a ocupat de antrenamentele echipei Paimai Videle, acum ocupă funcție în conducerea administrativă a clubului. Mai vorbit de asemenea pentru Media Sud în exclusivitate și Dumitru Paciurea. Haideți să vedem ce a spus Viorel Nicolescu despre acest meci, apoi vor reveni să discutăm despre declarația lui Viorel Nicolescu.
puntele puse în joc, rezultatul este meritat și noi am ratat 11 metri, suntem neînvinși și sperăm să mai ducem așa încă 4, 5, 6, 7 etape. Da, spera să mai duc așa vreo 5-6 etape. Ce pot să spun? A fost un rezultat bun și până la urma urmei pentru a mea și a fost... Da, e adevărat că nu au pierdut echipa dacă se exprimă bine în teren și jocul îți dă speranțe pe viitor. Ce pot să spun? Da, dar să vedem acum că acum este partea mai interesantă pentru că vine domnul Paciurea cu o declarație așa mai spumoasă după final, a acuzat arbitrajul. Vedeți că domnul Paciurea a fost jucător la nivel de divizia C și divizia B, își dorește cu totul altceva, adică ceva mai mult. Are alte standarde, așa este. Și e normal pe undeva. Da, haideți să vedem ce a spus Dumitru Paciurea imediat după finalul acestui joc, apoi vom reveni și vom discuta despre această declarație. 11 metri imediat de arbitru la noi, nu a dat 11 metri, clar, care a fost pentru noi, nu l-a dat, pentru ei a dat. Deci un arbitraj care în totalitate ne-a 90% dat pentru oaspeți. Rămâne fără gol primit, asta dovadă că echipa joacă. Dar nu se poate cu un arbitraj în halul acesta ca să ne facă pe față. Nu se poate așa ceva. Și golul care a plecat toată lumea după partea dreaptă, care a avut și oameni de fotbal și arbitrii care au văzut, a plecat din spate fără un gol valabil. Ne-a luat un gol valabil, ne-a furat 3 puncte. Da, ne-a furat 3 puncte. Am supărat omul după meci. Este adevărat că sunt și greșele de arbitraj. Important este că și îmi doresc să cred că nu sunt intenționate, că numai cine nu muncește nu greșește. A, corect, așa. Dar nu cred că totuși Florin Ochi avea vreun interes să fure rușor. Pentru că băiatul este tânăr la început de carieră, arbitrează în Liga 3 și nu cred că ar fi fost vorba despre așa ceva. Da, dar oricum au fost niște acolo niște decizii, eu știu, controversate, care au stârnit publicul. Și la nivel mai înalt, nu numai la divizia. Da, mă refer și la campionatul mondial și campionatele europene. Nu mai vorbim de Liga Națională, în care sunt greșeli, se întâmplă. Așa că e foarte greu să într-o fracțiune de secundă să vezi, să judeci și să fluiești. Deci e foarte greu să... Foarte greu, dar asta trebuie să facă arbitrii, pentru de asta... Este foarte adevărat, că dacă nu, trebuie să-și găsească o altă ocupație. Exact. Haideți să vedem acum pe finalul părții a doua emisiunii și rezultatele înregistrate în Liga a patra, în etapa a patra, graficul cu numărul 6, așadar, vedeam rezultatele complete care au fost pe terenurile din județ. Dunărea Zimnicea, Unirea Țigănești, 2-0, victorie, spune o clară pentru Zimnicea, s-a terminat 1 și domnul Dumitru Paciurea, exact cum spunea și luni, dătea pronosticuri. În mare parte au ieșit așa cum au spus. Nu e prea greu de anticipat pe aici prin Liga 4-a. Frăsinetul 2-1 cu Rapid Buzescu, Alexandria, Viața Nouă Oltenie 1-2. Viața Nouă Oltenie, singura echipă care a câștigat în deplasare. Asta este de remarcat. Flacăra Talpa, Metalul Peretu, al doilea meci al etapei care s-a terminat nedecis. 2-2 și o mențiune aici pentru că Talpa a câștigat primul punct. Iată, după 4 meciuri, Flacăra, Talpa are doar un punct. Spătării Botoraga 4-3, meci spectaculos aici. Voința Saelele, Udinezeu, Dacă Locociuc, un derby local, terminat 3-2 pentru Saelele. Iar Spic Poporoschia, Petrol Poen, 3-2, echipa noastră de suflet, Poporoschia, câștigă. Iată, cred că e al treilea meci consecutiv, nu? Da. Care câștigă. M-au bătut și la Țigănești. Da, deci totul a început cu Saele în etapa a doua. Să știți că echipa din Poroschia e pe drumul cel bun și mă bucur că domnul primar, prin vocea dânsului, se ocupă de echipă și niciodată n-a lăsat echipa, indiferent cât a fost. Din câte cunosc, echipa a fost dusă în cantonament la mare. Astă vară au venit câțiva jucători, s-au integrat bine în echipă, se exprimă bine în teren. Dar ce efect credeți că are așa cantonamentul ăsta la mare în jocul echipei? Tu și limbe de Liga 4, nu? Vedeți ce se întâmplă dacă nu te găsești decât duminica sau sâmbătă la meci, când e în ziua meciului, e foarte greu. Dar o alergare, o mișcare, un meci școală, sunt benefice pentru echipă. Dar dovadă faptului că Poroschia, vedeți, a câștigat în minutul 90 cu Saele, de altfel o echipă foarte bună. Da, tânără, oricum mai emite pretenții la titlul, dar e tânără echipa din Saele. Este adevărat, așa cum vă spuneam, Poroschia, din câte cunosc, e singura echipă din seria, din divizia D, care nu a retrogradat.
Da, așa din este. Contra, a participat la două baraje care, din păcate, l-au pierdut. Mi-aduc aminte cu plăcere. La începutul anului 2000, dacă nu mă știu. Da. Pe când patron era domnul Badea Iulian, care astăzi, fiind primar, se ocupă cu multă plăcere de echipă. Da, și totuși stau și mă gândesc tot la cantonamentul ăla de la mare. Aici nu are, de exemplu, Alexandria nu a avut un cantonament și totuși a avut Poroschia în Liga 4. Iată că fiecare club are politica lui. Acum, dacă domnul primar și-a dorit ca să ducă echipa să reziste și să nu retrogradeze, să ducă tradiția mai departe, de atâția ani de zile echipa n-a retrogradat și copil fiind, mă duceam la meciurile în care Poroschia decidea, cum era pe timpuri, când venea cetatea și cu Petrolul Videle, erau meciuri pentru promovare. Într-adevăr că se lupta Videle cu cetatea. Dar la Poroschia era echipa care arbitra, înțelegeți, și se dăruia total în teren și câștigau meciul. Adică niciodată nu s-a pus. E un lucru bun care domnul primar în preajma dânsului se află și fostul jucător Orzeață, cum este cunoscut, și echipa se exprimă destul de bine și dorește la fiecare meci să câștige. Ce pot? Nu poate decât să ne bucure acest lucru și... Da, sezonul ați început mai greu 2-4 pe trenul din Buzescu, orice început este greu. Nu e de condamnat acest rezultat, dar ați recuperat cu Săle 3-2. Cum a fost meciul ăla? Am înțeles că Săle a condus la pauză 2-0, păi ați revenit repriza a doua. Cam specialistă Poroschean revenie de genul ăsta. Vedeți ce se întâmplă? Așa se scrie istoria unui joc. O echipă atacă, ratează, cealaltă scrie pe contraatac. Dacă și-au dorit victoria și au crezut în victorie până în minutul 90, s-a întâmplat să câștige. A fost un meci frumos în care băieții au crezut, s-au luptat până la fluierul final și așa s-a întâmplat. La meciul de la Țigănești ați fost? Din păcate n-am fost în localitate, dar am înțeles că echipa a câștigat, tot la fel pentru un joc și o dăruire totală a jucătorilor. Să cunoaște ambiția între Poroschia și Țigănești. Da, pentru mai un derby local acolo. Băieții se cunosc între ei. La meciul cu Pueni, cum a fost? Tot în scor stâns 3-2, ținând cont că Petrolul Pueni totuși e nou promovată și... Da, este adevărat că e echipă nou promovată, dar Pueni nu are tradiție în divizia C. Da, totuși tradiția nu mai joacă atunci când vine vorba de este un meci. Este foarte adevărat, dar vedeți că ambițiile nu dispar nici la cel mai jos nivel, nu știu cum adică să vă spun. Ambiția avem că jucăm noi în curtea școlii, dar să... Categoric, da. Și jucăm azi un suc sau... eu știu. Sau numai prin dorința de a câștiga. Și asta nu poate decât să ne bucure. Deci asta... A fost un meci frumos în care Poroschi a ieșit învingătoare la sfârșitul celor 90 de minute de joc. Am vorbit despre Liga 3, am vorbit despre Liga 4. Tot ce a fost important nu a fost trecut cu vederea. Ați mai vorbit și despre celelalte sporturi care s-au jucat în Telorman, nu s-au jucat în Telorman, care au început, au avut meciuri în deplasare. Basket Club Telorman Alexandria a făcut deja două transferuri, Sârbaica Maria Prilia și americanca Matelin Joy McIntyre. A jucat la Nova Vita Târgu Mureș 78-39 pentru Târgu Mureșeni. Cronica meciului o puteți vedea la știrile sportive Media Sud de la 20:20. Cochetat și cu acest sport basketul cât de cât. Ce impresie v-a lăsat? O impresie foarte bună. Sala sporturilor din Alexandria, ați văzut că de fiecare dată este neîncăpătoare, pentru că echipa de basket Alexandria s-a exprimat în campionatul trecut destul de bine, s-a luptat chiar la primul loc și acum 2 ani au câștigat Seria Sud-Est, apoi primăvara a fost deci, așa cum vă spuneam și mai devreme, nu poate decât să ne bucure sportul în general în Alexandria când... Da, handbaliștii de la HT Alexandria au jucat în deplasare la CSS Călăraș și au pierdut în casa turon de tot, ca să spunem așa, 34-15, înfrângere drastică. Din păcate era... și handbalul îmi place enorm de mult, dar nu prea l-am urmărit așa cum am urmărit basketul. Ce să spun? Se mai întâmplă și câte o înfrângere usturătoare din care nu ai decât de învățat și să sperăm că băieții își revin cu primul meci care îl au acasă.
Da, haideți să vorbim puțin și despre Liga 1, despre etapa care, mă rog, s-a jucat în weekend fără Universitatea Craiova, din păcate. Așa cum vă spuneam, fotbalul e mai sărac. Așa este. Steaua a pierdut din nou 2-1 cu Pandurii Târgu Jiu, Dinamo 0-0 cu Rapid. Da, este adevărat. Steaua venea după un joc în Cupa UEFA, în care a fost un meci destul de greu, cu o echipă puternică din Germania, Schalke 04, la care activează Raul, care da, nu are nevoie de nicio prezentare. Vedeți ce se întâmplă, efortul fiind destul de mare. Jucătorii care au venit în acest sezon aduși o parte din ei de la echipa care mă doare cel mai mult. Încă Florin Costea nu și-a intrat în rol, așa cum se spune. Mihai, fratele lui, chiar marchează așa. Este un jucător bun, dar s-o ține tot așa. E greu. Rezultatul, din câte am văzut, eliminarea lui Gardoș. A fost o accidentare groaznică. Foarte gravă, în care Băcila are de suferit. Cel puțin un an o să stea. Vedeți, Brandan a făcut hands acolo. La Toglevici a fost. Pardon, la Toglevici, da. Un rezultat, până la urma urmei, normal. În care, după joc. După joc, da. În schimb, la Dinamo Rapid este pe un drum destul de bun, cu jucătorii cu mare experiență. E meritată, de fapt a fost meritată eliminarea lui Herea? Din câte am văzut eu și din câte, așa, cam ușor. Și din păcate, din câte știu, arbitru a fost Sebastian Colțescu. Ce părere are? Din Craiova, da. Totuși, eu cred că a fost destul de ușoară eliminarea lui Herea. Nu, dar delegarea acestui central, pentru că nu de altă, dar citeam un articol în gazetă și Casa Sporturilor înainte, în seara premergătoare derbiului, și spunea că Sebastian Colțescu este arbitrul de casa lui Dinamo. Nu pot să cred așa ceva, dar cum vă spunem, sunt greșeli de arbitraj, sunt neintenționate, sunt pe miza jocului destul de mare, era o rivalitate între Dinamo și Rapid, ce pun? Până la urma urmei s-a terminat 0-0 și... Da, am vorbit puțin mai devreme, de fapt ați adus vorba și despre Europa League, despre meciul Stelei cu Schalke. Rapidul a câștigat la Tel Aviv cu 1-0, iar Lazio 2-2 pe Olimpico. Rezultate, spun eu, foarte, foarte bune. Da, rezultate foarte bune. Ținând cont de anii trecuți, da. În conjunctura în care, într-adevăr, se cunoaște și la noi investițiile de la investitorii care nu poate decât să ne bucure și să o ținem tot așa. Credeți că mai e posibil vreun sfert e fantastică din cel din 2006? Greu, dar nu și imposibil. Nu. E greu, e adevărat. Pentru că echipele mari, echipele titrate investesc și aduc jucătorii consacrați care, vorba aceea, păcând, dacă ne uităm la Steaua acum, cu toate că mă doare sufletul de... Iar și cu jucători consacrați la Craiova. Da, cu toate Craiova a retrogradat, dar vedeți, e greu să faci, dar să sperăm că e mult să visăm la una dintre echipele românești în finala Cupei UEFA. E greu. Foarte greu. Dar nu și imposibil, așa cum și Steaua a avut de-a lungul timpului când au pierdut semifinala cu Middlesbrough. Da, atunci a fost în culoare, au prins echipe mai slăbușea, mai Middlesbrough, mai Betis, Herren. Da. Și Rapidul la fel. Vedeți, ca în orice domeniu, dacă nu ai un gram de noroc, nu poți să ajungi acolo. Ce părere aveți despre Champions League? A început această competiție supremă, fotbalistică, de vreo săptămână și ceva. Mă rog, am urmărit deja prima etapă. Am urmărit meciurile. Acolo, din punctul meu de vedere, sunt echipe puternice. Una, două se detașează și aici mă refer la Barcelona, unde Messi este într-adevăr un fenomen al fotbalului. Cred că trebuie să-l scoatem pe Messi și pe urmă să lăsăm să joace. E ceva de nedescris. Și aseară am văzut secvență de la meciul Barcelona cu Osasuna. Și 8-0, da. E fenomenal Messi, deci e ceva care nu pot să... S-au supărat că au făcut 2-2 la Sociedad în prima etapă și apoi prinde poza să nu bate 8-0. Sunt sincope în care... Veneau după un meci destul de puternic cu Milan, în care făcuseră tot la fel
Da, dar totuși au întors rezultatul. Au trebuit să desfacă toată apărarea Milanului și chiar făceau comentatorii. Din câte cunosc, Piqué este accidentat. Da, Puyol la fel, dar... Puyol a reintrat acum, e greu până o etapă, două, până te integrezi. Adică sunt lucruri care țin de... Da, se făcea o analogie că Barcelona trebuia mereu să deschidă jocul echipelor italiene ca și în 2010 cu Inter. Campionatul e de-abia la început, așa cum spuneți, pe primul meci din grupele Champions League. Adică la început, ați văzut, orice debut e, și orice început este greu. Dar eu sunt convins că Barcelona e Barcelona și așa cum spuneam, trebuie să-l scoată pe Messi și pe urmă să ne apucăm să jucăm fotbal. De Oțelul Galați ce spuneți? Oțelul Galați le-a lipsit ceva ca să nu plece cu un rezultat destul de bun de la Basel. Au jucat destul de bine, echipa s-a văzut că își dorește să joace fotbal, au reușit pe alocuri, s-a întâmplat și cu acea fază ca să fie și eliminat, eliminarea aceea. Să sperăm că vor recupera meciurile de la București sau unde le vor juca. Vă veți duce când va juca cu acesta? Să vedem unde să joacă, e greu să spun. Nu, pe Național Arena. Dacă s-a rezolvat problema gazonului, dacă... În mare parte este rezolvată. Eu zic că da, că nu de fiecare dată îi vezi pe Manchester așa la București și am fost și la meciul cu Real Madrid când Vali Badea da gol, că da, fintelor mâneam de-al nostru de aici. Da. Am fost la meci, chiar dacă nu țin cu Steaua, mi-a încălcat pe suflet așa. Nu vedeți Real Madrid în fiecare zi. Categorii și mi-aduc aminte, era Beckham, era Ronaldo, Roberto Carlos care a ajuns prin Rusia să joace. Da. Mă rog, a jucat în etapa trecută, chiar avem o știre la radio zile acestea, a jucat alături de Ton meciul acela cu Cuban Krasnodar, câștigat de echipa lui Dan Petrescu, da. Frumos golul de altfel. Mai avem mai puțin de 2 minute, haideți să terminăm emisiunea așa cum am început-o cu Craiova. O ultimă întrebare, știu că e suferință mare. Se mai trezește vreo speranță pentru a reveni? Eu îmi doresc enorm de mult ca Universitatea Craiova să redevină și în primul eșalon, pentru că așa cum cunoaște și dumneavoastră, la Craiova se mănâncă fotbalul pe pâine, stadionul de la fiecare meci, dacă ne aducem aminte, campionatul trecut, chiar dacă au pierdut cu Vazluiu, cu Galați, chiar cu Bistrița, în tribune erau 25-30 de spectatori care făceau... De ce? Că era pițurcă. Venise pițurcă. Nu neapărat că era pițurcă, că până la urmă am simțit că s-a creat așa un... E adevărat, dar vedeți că echipa deja era formată. Da, deci nu putem să spunem că pițurcă. E adevărat că a venit pițurcă. Și cu norocul, că au avut noroc în meciul cu Sportul, mi-aduc aminte, minutul 90, dar au marcat prin Stoianov. Eu îmi doresc ca lucrurile să vină, să intre pe făgașul normal și cei de la Ligă, de la Federație, să facă dreptate în cazul Craiovei și să... Ar fi frumos pentru... Foarte frumos, că așa cum vă spuneam, fotbalul e mai sărac fără Universitatea Craiova. Uitați-vă că Dinamo în tot campionatul nu adună spectatori cât adună Craiova la un meci cu Bistrița. Da, și el a pierdut. Și acel meci a fost pierdut cu aia. Dar... Da, așa este. Noi nu putem decât să trăim cu speranța că Universitatea Craiova va reveni pe prima scenă a fotbalului românesc într-o bună zi, să revedem acea atmosferă unică creată pe Ion Oblemenco. Punem punct astăzi aici ediție de Sport Sud special. Suntem alături de sport împreună cu www.sportsud.ro, cele mai bune știri, cele mai noi și cu cea mai bună grafică. Vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc și invitatul meu din această seară. Îl aștept aici la Sport Sud special și cu altă ocazie. Cu multă plăcere. Să sperăm că va fi mai fericită. Până data viitoare, când vom avea un meci al Turistului aici la Media Sud, eu vă mulțumesc o dată pentru atenție și vă urez numai bine, să ne reauzim cu bine.